veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Prin harul, bunăvoința și îngăduința Domnului, continuăm cu o altă faptă a firii pământești, de data aceasta înbuibarea. O găsim scrisă în textul din Galateni, capitolul 5, versetul 21, fiind ultima de pe listă aici. Îmbuibările, nu că lista s-ar termina, pentru că este scris în continuare, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Cu mențiunea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fiind o problemă aparent ușoară, totuși aș vrea să zăbovim asupra ei în înțelesul scripturilor. Terminul grecesc pentru îmbuibări este komos și înseamnă benchetuire, chefuri, ospețe la care au loc în special consumuri excesive combinate cu beții și alte destrăbălări care urmează din acestea. Îmbuibarea, am putea să spunem că este mâncarea sau hrănirea pervertită de Satan și acea părtășie de la masă care a lăsat-o Dumnezeu să fie, cum avem, de exemplu, cina Domnului, a fost schimbată de diavolul în diferite pofte destăbălate. De aceea le scrie Pavel Corintenilor, atunci când vă adunați la oaltă, ce nu-i cu putință să luați cina, pentru că pe deasupra cinei se instalaseră acele, așa zise, mese de dragoste, care se derulaseră datorită faptului că erau niște oameni firești, decăzuseră în efectiv niște ospețe la care unii se îndopau de-a bine, era potrivit cu textul din Iuda. Cred că o specificație mai clară a acestor manifestări, acestor pofte, avem în 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, unde citim. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Haideți să vedem cum se manifestă această domnie a trupului, am numit-o a fi. Citim în Eclesiast, capitolul 2, cu 10, ce spunea Solomon pe linia aceasta. El i-a dat mâna să facă orice ce, citim aici. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Asta e domnia trupului. Tot ce le-am poftit ochii, le-am dat. Se manifestă prin cel puțin trei situații. Prima și cea mai gravă, ospețele. Eclesiastul, capitolul 10, versetele 16 și 17. Vai de tine, țară! Și am putea să continuăm, văd de tine biserică, cetate sau de tine familie, al cărei împărați sau conducători sunt un copil, copiii de regulă sunt foarte lacom la mâncare, și a cărui voivoz bencătuiesc de dimineață. Și acum spune partea cealaltă, versetul 17, dar ferice de tine țară, al cărei împărat este de neam mare și a cărei voivoz mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să dedea la beție. Un alt verset, Proverbe 23 cu 20, nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Sau am putea să spunem acest verset, ar suna cam așa. Nu fi printre oamenii care, cu anumite ocazii, au un exces de hrană și fac tot ceea ce cere trupul acesta, le dă tot ceea ce are nevoie, chiar mai mult decât atât. 1 Petru 4 cu 3 și 4, spune versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. Dacă, de exemplu, de sărbători nu ai un meniu special, cum au și vecinii, o să te alegi cu o bat jocoră, nu? De asta de în afară privind, dar dinăuntru o să te alegi și cu alte lucruri. Pe lângă o spețe, o altă manifestare este alimentația abundentă, în special în carne. Citim în Psalmul 78, versetele 29 la 31. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și tâmpere bine pofta, mâncarele era încă în gură, când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari dintre ei și a doborât pe tinerii lui Israel. De ce s-a supărat Dumnezeu dacă ar cerut mâncare? Ei primiseră mană, primiseră pâine, dar ce au vrut ei? Carne. Deschideți la numere 11, vom vedea că în special oamenii au fost înclinați nu spre pâine și spre fructe, ceea ce a dat Dumnezeu ca meniu de bază, ci spre carne și spre o gamă foarte variată
de alimente. Numărul 11 cu 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copilul Israel a început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? N-aveau pâine? Ba da, dar vreau carne. Și versetul următor ne aducem aminte de peștii care îi mâncam în Egipt și nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praș, de ceapă și de usturoi. În mod special pe acestea s-au axat. Și vom vedea, dacă vreți, pe întreaga suprafață a Scripturilor, Dumnezeu a dat indicații cu preponderență nu spre carne, ci spre cereale, spre legume, spre fructe. De multe ori carnea a fost lăsată ca o îngăduință, dar oamenii bat în special înspre aceasta. O altă manifestare, care se extinde pe o durată de viață mai lungă, trăirea numai pentru pântece. În Eclesiast 6 cu 7 citim: toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Deci sunt oameni care, așa cum spune maxima românească, trăiesc ca să mănânce. Nu mănâncă pentru a trăi, trăiesc ca să mănânce. Și aceasta este o îmbuibare, tot agoniseala să-ți fie numai pentru gură și numai pentru pântece. Și tot în Eclesiast, capitolul 5, versetul 17 și 18 citim: ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut că este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii pe care i-a dat-o Dumnezeu. Când omul dorește într-una și poftește, am citit în versetul 7, că măcar că toată truda e pentru gură și așa n-ajunge să se stâmpere și să mănânce tot ce și-ar dori, cu toată agoniseala omului. Să mai adăugăm și Luca, capitolul 17, versetul 28, unde Domnul Iisus descria situația lumii din punct de vedere alimentar înainte de potop. O imagine care se va repeta și noi deja vedem că se repete înainte de venirea Domnului. Luca 17, cu 28. Ce s-a întâmplat în zilul lui Noe se va întâmpla ai doma. Auziți? Care era îngrijorarea de bază a omenirii înainte de potop? Oamenii mâncau și beau. O viață numai pentru pântece, numai pentru trup. Și apoi, în partea a doua, cumpărau, vindeau, zideau, sădeau. Mai întâi această alimentație. Ori, vă amintiți, Domnul Iisus dădea indicații în alte privințe. Lucrurile acestea neamurile le caută. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că sunt într-o directă opoziție lucrurile acestea. Hagai, capitolul 1, versetul 5 și 6, măcar că oamenii se trudesc din răsputeri să adune pentru trup, să mănânce, în fiecare zi să aibă o masă bogată și, dacă se poate, din când în când sărbători speciale cu mese și mai bogate, citim aici în Hagai 1 cu 5 și 6, acum așa vorbește Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănăți mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoli setea. Dacă Dumnezeu nu lasă acea stare de mulțumire peste noi, acea pace, acele roade ale Duhului Sfânt, oricât ți-ai dori să mănânci și să te bucuri, tot n-ajungi să fii satisfăcut și să fii mulțumit. Haideți să vedem care sunt urmările. Dacă îi dăm la Adam tot ce vrea și cât vrea, să vedem ce randament are. În primul rând, această hrănire excesivă declanșează poftele. Citim în 2 Petru 2 cu 13. Fericirea lor, adică cea mai mare stare, este să trăiască în plăcere ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuri. Deci, care sunt urmările oamenilor care le plac chefurile și trăirea bună? La mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi, le scapă ochii la prea curvie, o urmare. Nu se satură de păcătuit, momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie și sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balan, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Omul, după ce este îmbuibat, după ce i-ai dat tot cât trebuie, i-ai stârnit poftele și de-aia Pavel spune în Roman 13 cu 14 și nu purtați grijă de fire pământească pentru ca să nu-i treziți poftele. Poate vă zice dumneavoastră, dar noi românii și așa trăim mai slab. Acum fratele Iosif vrea să ne mai reducă dieta. La un om bolnav care e la regim, ai dai să mănânce tot ce vrea și cât vrea?
În trupul nostru sunt atâtea pofte și omul este bolnav și noi suntem la regim în trupul acesta. Noi până trăim în acest trup de carne păcătoasă, noi suntem la regim. Noi nu putem mânca cât vrem și ce vrem, decât dacă vrem să ne îmbolnăvim iară și să ne apuce iară poftele care ne-au stăpânit înainte și câte alte lucruri. Tot în Cartea Eclesiastru citim în capitolul 5, versetul 12, o altă urmare a îmbuibărilor. Dulce este somnul lucrătorului cu ziua, fie că mânca mult, rețineți, fie că mânca puțin. La urmă urmei, tot așa te odihnești de bine, ba chiar mai bine, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Pe de o parte nu-l lasă că-l chinie poftele că este prea îmbuibat, iar pe de altă parte se gândește ce va mânca mâine, ce va aduna și cum va face. În loc să fie mulțumit că e bogat și că e sătul, îmbuibarea nu te lasă nici să dormi și stârnește poftele. Un alt efect, afectează pe alții sau altă perioadă de timp. Există un principiu, acelor 7 ani l-am numit. În Egipt au fost 7 ani de belșug și au urmat 7 ani de foamete. Dumnezeu dă uneori mai mult. Amintiți-vă, în ziua a 6-a dădea 2 porții, ca să fie și pentru a 7-a. Dar dacă cineva își mânca porția toată în ziua a 6-a, în ziua a 7-a ce mai mânca? Trebuia să postească atunci, așa, vrând nevrând. În Proverbe 23:21 este scris că îmbuibarea te face sărac. Citim aici, căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc. Dacă îi dai un om pe o zi întreagă merindea și el dimineață mănâncă tot, până de seară ce va mai mânca? Va trebui să rab de foame. Atât în timp cât și în spațiu pe pământ. Pentru că unii mănâncă prea mult, apoi este situația că acum unii au prea mult și peste 10 ani poate nu vor avea. Este o disproporționare datorită faptului că oamenii abundă. Dacă am ști să împărțim la toți și să păstrăm pentru întreaga perioadă de timp, ar fi mult mai bine. N-am avea acum prea mult și apoi să nu avem deloc. Sau n-am avea astăzi noi prea mult și alții să n-aibă cât avem noi. Deci este o împărțire, o nerepartizare corespunzătoare, disproporționată a alimentației. Și o altă urmare, care e cea mai gravă, omul devine carnal, devine insensibil din punct de vedere spiritual. Citim în Isaia capitolul 5, versetul 12, arfa și alăuta, timpanele, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. Oamenii sunt îmbuibați, dar din această îmbuibare oamenii rămân insensibili. Dar dacă oamenii ar fi puțin flămânzi, când s-ar transmite un mesaj, mult mai mult ar realiza. S-ar îndrepta spre Dumnezeu, dar așa nu văd nevoia unui Dumnezeu. Dacă evreii în pustie, până a fost Moise pe munte, ar fi murit de foame și Dumnezeu, printr-o minune, ar fi dat pâinea aceea toate zilele din nou acea mană, altfel s-ar fi îndreptat spre Dumnezeu. Dar au avut, au mâncat și apoi s-au sculat să joace. Și nu a mai fost sensibil că sus pe munte Dumnezeu dădea legile sale lui Moise. Am putea să mai citim și Iuda, versetele 12 și 13, care ne spun că un astfel de om rămâne rece la lucrurile spirituale. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Numai anumite păsări, să știu eu ce animale le îndopi, că urmează a fi tăiate. Dar unii oameni se îndoapă de-a binelea la mesele voastre de dragoste. Niște nori fără apă, uitați, ăștia care se îndopau de-a binelea, din punct de vedere spiritual, erau morți. Mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnate și fără rod, de 2 ori morți dezrădăcinați, niște valuri înfurate ale mării, care spumegă rușinilor, niște stele rătăcitoare, cărora este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pe această caracteristică se numesc oamenii firești, rătăciți și pierduți de la adevăr. Haideți să vedem acum care ar fi procedeul de eliberare din această stare. Fie că suntem oamenii care ne plac ospețele, care ne plac zilele speciale cu mese întinse și suntem în stare să facem orice pentru a nu arata o anumită ocazie, fie că avem predilecția noastră spre carne și spre produse de genul acesta, fie că ne place că toată agoniseala noastră să fie pentru trup, pentru gură. Din oricare din aceste stări, să vedem care ar fi câteva procede, câteva principii de eliberare. Vrem să menționăm, pentru că sigur cei prinși în această situație au și scuzele lor. În Coloseni 2:16 este scris că nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură. Dar trebuie să înțelegem Scriptura. În Biblie spune de teori, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și dincolo spune, nu-i nimeni între voi să judece. Deci în sensul să nu te judece dacă tu n-ai altă posibilitate. În sensul să nu judeci pe David că a luat pâinile din templu dacă n-a avut altceva ce să mănânce, dar nu să nu te judeci dacă tu faci un exces
în această privință. Deci să înțelegem ce vrea să spună Scriptura. Într-adevăr, noi avem libertate. Ne mai spune Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Să mâncăm din tot ce se vinde pe piață. Dar cum? Cu atenție la cuget, nu trăind în chefuri, în ospeți și așa mai departe. Numai să nu faceți din slobozenia aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Pentru că citim acel verset din Roman 13 cu 13, unde Pavel are un îndemn foarte clar pentru noi. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, și știți cu ce începe, nu în chefuri și în beții, nu în curvii, în fapte de rușine. Dar noi spunem că nu trăim în curvii și în fapte de rușine, dar de unde începe asta? De la chefuri încep. De aici încep. Acesta este începutul. Un prim principiu l-am numit a fi să-ți iei partea ta. Să știi ce-ți aparține ție și ce aparține altora. În Eclesiast citim în capitolul 5, versetul 19. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, deci când mănânci, să-și ia partea lui din ele. Dacă spune cineva la masă trei porții, trebuie să le mănânci pe tot, nu ești de mare cât Goliat. Îți mănânci porția ta, partea ta. Pentru că s-ar putea ca partea aia să fie altcuiva sau să fie pentru mâine. Citim în Matei capitolul 6, când este vorba de Tatăl nostru, acest principiu este enunțat și aici, în această rugăciune domnească. Pâinea noastră, deci pâinea este a noastră, a lui toți. Am împărțit-o frățește? Dacă avem o tavă de prăjitură în fața noastră și suntem 10, noi putem să o împărțim mai în 10, dar o bucată mai mare, una mai mică. Când îți mânci bucata mai mare, aia e porția ta sau e porția ta plus încă 15% din porția altuia? De multe ori când mâncăm și avem mai mult decât trebuie, să fim încredințați, cineva nu are. Și atunci, mai altfel ne vom simți la gândul, cum mănânci când fratele tău, și el e simbolizat a fi Domnul Hristos în el, spus că n-ați dat acelor mici, cui n-ați dat? Mie nu mi-ați dat. Tot în privința aceasta, să înțelegi care este partea, citim și în 1 Corinteni 10, unde este vorba despre cugetul celor mai slabi, 1 Corinteni 10 cu 25, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, avem o slobozenie, fără să cercetați ceva din pricina cugetului vostru. Căci al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el, dar dacă vă poftește un necredincios la masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, dar dacă vă spune cineva lucrul acesta vă jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce vă înștiințați și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul, dar vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Că de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Sunt situații în care trebuie să înțelegem care este partea noastră și care nu. Am avea libertatea să mâncăm. Dar dacă altul s-ar jigni, atunci înseamnă că asta nu-i porția mea. Asta este o porție care a fost otrăvită, într-un fel spus anume, și nu este pentru mine. Citim în Geneza 1:29. Dumnezeu a zis la început lui Adam și Eva, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Acesta să fie hrana voastră. Vegetariene. Asta a vrut Dumnezeu la început să fie în bucătăria oamenilor. Mai târziu citim în o situație din Vechiul Testament, în Rut 2:14, Boaz era un om bogat. Să vedem ce mâncau ei atunci. Rut 2:14, la vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă-ți pâinea și moaie-ți bucata în oțet. Ea a așezut lângă secerător, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns. Uitați, s-a săturat și de grăunțe prăjite și de pâine moiată în oțet. Și când au fost nu știu câte feluri de mâncare. În Exod capitolul 16, pe durata celor 40 de ani, cu ce a vrut Dumnezeu să hrănească poporul Israel? Exod capitolul 16, versetul 8, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați. Pâine vrea să da să se sature, că Domnul v-a auzit cârtirile. Versetul 12, am auzit cârtirile voastre, iată două serveți avea să mâncați carne și dimineața vă sătura de pâine și vei ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cât timp le-a dat carne? O lună de zile, dar după aia ce le-a dat? Numai pâine. Citim în Deuteronom capitolul 12, versetul 15, aveau voie să mănânce și carne, dar nu într-una, rețineți. Deuteronom 12 cu 15. Totuși, când vei dori, la anumite perioade, vei putea să junghii vite și să mănânci carne în toate cetățile tale, cât îți va fi dat prin binecuvântarea Domnului. Zilnic pâine și când va dori, potrivit cu binecuvântarea care o dă Dumnezeu, puteau să apeleze și la carne.
Dar aceasta nu cârtind și cerând-o, ci după cum a dat Dumnezeu binecuvântarea sa. Un al treilea principiu, Biblia mai degrabă insistă pe abstinență, pe post, decât pe îmbuibare și pe hrănire excesive. Am putea să identificăm doar trei feluri de post din Scriptură, fără să intrăm în detaliile postului. Mai întâi postul total, abstinență de la pâine și apă, de la hrană și apă, Deuteronom 9:9, când Moise a fost sus pe munte cu Dumnezeu, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Abstinență totală. O altă variantă, nu știu exact dacă așa este, dar cel puțin în Biblie nu avem altă dovadă, postul Domnului Iisus este specificat, nu știu exact dacă Domnul a băut apă sau nu, dar este lăsată această variantă în Biblie, Luca 4:2, n-a mâncat nimic în zilele acelea. După aceea aflăm în zi, nu se spune dacă a băut apă sau nu. Poate mai degrabă, dacă n-ar fi băut apă, s-ar fi spus mai întâi că ar fi însetat, că setea apare întâi. Nu știm exact. Dar există această variantă a postului fără apă. N-a mâncat deloc. Mai există o altă variantă, a treia, în ce privește abstinența, citim în cartea profetului Daniel, în capitolul 10, versetul 2 și 3. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese și nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Pentru anumite perioade este indicat un regim special asemănător cu postul fraților ortodoxi. Deci Biblia, repet, mai degrabă ne indică un regim alimentar de oameni bolnavi, separând animalele curate de cele necurate, având în vedere clima din Orient, ceea ce avem în Levitic capitolul 11, separând sângele, nu mă pricep exact, dar cred că atât în ce privește condițiile medicale, cât și în ce privește faptul, cred că asta e motivul numărul 1, că era adus ca și jertfă sângele și de asemenea grăsimea, precum și adobitoacele moarte și sugrumate erau de asemenea interzise. Să vedem acum care sunt rezultatele acestei stări de abstinență, trăirea așa mai rezumat, nu în îmbuibare. În primul rând, această stare de trăire rezumată potolește foamea. Citim în Exod capitolul 16, versetul 4. Domnul a zis, iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri, poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi. Foamea se potolește și cu o hrană normală. Numai uneori este greu până ți-e duci stomacul, că dacă ar fi o vreme de foamete, s-ar educa el mai ușor. Dar în vreme de belșug, poate e mai greu să le duci. Și avantajul, pe lângă faptul că potolește foamea, dar nu stârnește poftele în aceeași măsură, și potrivit cu Roman 14, păstrează o atmosferă de dragoste, de bună ambianță. Nu jignești cugetul altuia. Încerci să mănânci încât să nu superi pe fratele tău, să fie aceeași porție cu a lui. Deci stâmpără foamea, nu trezește poftele și păstrează o atmosferă de dragoste între membrii unei comunități. Un al doilea rezultat aduce sănătate și bucurie chiar. Citim în Daniel capitolul 1, versetul 15, când cei 4 tineri au refuzat mesele cu îmbuibare a lui Nebucadnețar. Erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Dar ce mâncau? Citim în versetul 12. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut, fără carne și fără vin, sau fă mai grași și mai pocăiți și mai înțelepți și mai inteligenți și cum vreți, toate la distanță superioară față de ceilalți. În al treilea rând, menține trupul într-o poziție de slujire înaintea Domnului, într-o bună dispoziție spirituală. Citim tot în Daniel, capitolul 9, versetul 3. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind. Poate cineva să se apropie de Domnul așa în îmbuibare? Nu poți. Deci, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să te consacri slujind, atunci mergi pe varianta sfințeniei, a abstinenței, nu pe varianta îmbuibării. Mă adăugăm doar Romani, capitolul 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu, chiar și de aici, nu este mâncare și băutură. Adică, nu, asta e scopul primordial, mâncăm și bem, căci mâine vom muri. Vii la masă, morții la cimitir. Cine prihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ne vom hrăni și noi, dar într-un mod foarte bine organizat, ca să păstrăm în prima linie Duhul, sufletul și apoi trupul la rândul lui.
Haideți să luăm câteva exemple din Biblie. În Geneza 40 întâlnim pe faraon care a dat un ospăț, 40:20-22. A treia zi era ziua nașterii lui faraon, un motiv de ospăț, o onomastică. Tuturor slujitorului și-a scos afară din temnițe pe marele paharnicilor și pe marele pitarilor, pe unul l-a avansat sau l-a repus în slujbă și pe unul l-a omorât. Probabil în beția lui s-a supărat. Oricum s-a finalizat cu un act necontrolat, am putea spune. Un alt ospăț, 1 Samuel 20, ospăț dat de împăratul Saul, la fiecare lună nouă obișnuia să aibă ospăț. David s-a ascuns în câmp, a venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăț ca să mănânce. A șezut ca de obicei și ce a început să spună? Unde este David? Și cum s-a finalizat acest ospăț? Întoarcem doar pagina. Versetul 34, Ionatan s-a sculat de la masă, într-o mânie aprinsă, n-a vrut deloc să mănânce. Cum se sfârșesc ospețele la oameni? Cum? Cu scandal. Oamenii se adună să petreacă, dar se pare că în final singurul care se bucură, eventual chelnerul și diavolul. Cum spune o cugetare, că singurul maestru care nu se poate cinsti cu clienții lui e chelnerul, e crâșmarul. Nu se poate lăuda cu clienții lui. Un alt ospăț al lui Ahasveros, Estera capitolul 1, versetul 5. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor un ospăț care a ținut 7 zile. A 7-a zi, rețineți, când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit să aducă pe Vasti și a avut loc acel incident pe care îl cunoaștem atât de bine. Hai să mai luăm pe Belșațar, Daniel capitolul 5. Deci la ospăț, în timpul chefului, când intră și băutura pe rol, de regulă oamenii se pornesc la pofte și la păcate. Daniel 5 a dat un ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înainte lor. În cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur, le-a profanat și Dumnezeu a intervenit și a scris cu acel capăt de mână pe perete sentința lui Belșațar. L-a suferit Dumnezeu pe Belșațar, dar în timpul ospățului nu l-a mai suferit. De se pare că sunt lucruri care Dumnezeu greu le suportă, aceste chefuri demonice. Și în Noul Testament citim în Marcu capitolul 6, când Irod, la acel ospăț, 6:22, fata Irodiade a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod. Și a spus, cere-mi ce vrei și îți voi da. Altfel spus, ar suna cam așa, la ospăț oamenii sunt în stare să facă ce vreau alții. Sau ce vrea diavolul, mai bine zis. Aia sunt în stare să facă. Deci nu-ți mai stăpân pe ei. Spune-ți ce vrei și aia fac. Ce spunea Ahasverot? Cere cât vrei, jumătate din împărăție îți dau. Deci oamenii nu mai păstrează ei controlul. Supra-solicită trupul și pierd controlul. Alte ocazii pentru ospețe sunt în special oamenii bogați, care dispun de hrană mai îmbelșugat. Avem împărați și după ei avem bogați. În prima carte lui Samuel, capitolul 25, îl avem pe Nabal, un om care în numele Domnului la David nu a vrut să dea nimic, măcar că pe undeva se merita să-i dea, dar pentru el a avut. Pentru că citim în 1 Samuel 25:36, și tocmai el dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Nu i-a spus nimic Abigail până la lumina zilei, dar dimineața după ce trecuse beția, inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile Domnul a lovit și a murit. A făcut Solomon atâtea ospețe. În cartea Eclesiastului, citiți-o vă rog, tot ce și-a poftit el. Tot, mâncare din plin, femei, muzică, tot ce vor oamenii la sărbători și la ospeți. Și finalul care a fost? Și m-a apucat o mare durere de toată truda aceasta. Și este un verset acolo în cartea Eclesiastului, capitolul 2, versetul 25. Oricât și-ar dori oamenii și orice ospăț ar avea. Am citit despre o nuntă la noi în țară, undeva în zona Brăilei. Ambii tineri puseseră prin Occident. Pe un iaht s-a avut loc toată masa, toată festivitatea, la niște prețuri exorbitante, cu totul numai mâncăruri extraordinare. Dar oricât și-ar dori oamenii și oriunde ar ajunge, spune aici 2:25, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? De mâncat oamenii pot mânca, dar să te bucuri nu te poți bucura fără Dumnezeu. Dacă nu mă mănânci și n-ai bucurie, nu-i realizare. Dar să mănânci, te bucuri fără El. Nu te poți bucura, El este bucurie. De-aia spunea Domnul Iisus în Ioan 15. Eu vă spun asta ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Proverbul ne spune că mai bine o bucată de pâine uscată cu pace cu Dumnezeu decât o masă încărcată cu cărnuși, cu ceartă, cu diavolul. Că sigur diavolul va provoca scandalul ca atare.
O altă ocazie de o specie de îmbuibări sunt diferitele festivități. Onomastice, ieșiri la pensii, bancheturi și câte toate, diavolul, orice ocazie exploatează. Nu-i destul că fac banchet când termină 12, acum fac și când termină 8, până la urmă să fac când termină fiecare clasă, sau poate și la fiecare trimestru, până la urmă. Diavolul, orice ocazie exploatează. Și aici ați prins și săracii, până acum au poprit numai împărații și bogații. Da, când e vorba de o binecuvântare, de un botez, oamenii se bagă dator. Facă și ei cum fac cei mari. Și aici este ce spune în Proverbe 23:21, că îmbuibarea te face de ajuns sărac, porți dremțe până la urmă. Pentru că ai mâncat odată prea mult și după aia nu mai ai ce să mănânci. Citim în Judecător, capitolul 14, când Samson a făcut un ospăț la nunta sa, numai că ospățul a fost chiar ospăț. 14:12. Samson a spus o ghicitoare și a zis, dacă mă veți ghici în cele 7 zile a ospățului și dacă o veți dezlega. Să vedem cum s-au derulat cele 7 zile a ospățului. 3 zile n-au putut dezlega. Și timp apoi, 16, nevasta lui Samson plângea lângă el. Ea a plâns tot timpul celor 7 zile. S-a bucurat Samson la ospăț. Cu diavolul poți să ții ospățul 14 zile, nu 7. N-ai cum să te bucuri, că el nu-i bucurie, în Dumnezeu-i bucuria. Dacă nu-i Dumnezeu prezent la acea masă, se sfârșește cu dezastru. În ziua 7 a dezlegat-o căci îl necăjea. Știm versetul 19, ultima parte. El a prins de mânie și s-a suit în casa tatălui său. Nevasta a fost dată unuia din tovarășii lui. Cu ce s-a sfârșit? Poate cât or fi anticipat-o Samson și cu câte pregătiri or fi făcut, cum fac tineri și câți alții. Cum spune Ioan într-o poezie, încep cântece cu glume, cu zgomote, pahare în spume, dar în curând se arată firea. Și apoi pe bănci de tribunal încep celelalte lucruri. Uneori și ai noștri le plac ospețele, numai că cei firești o să provoace neînțelegeri. În Geneza 21, când au avut loc binecuvântare, au făcut Avram binecuvântare la Isaac și acum era un copil născut la bătrânețe, numai că Ismael a fost și el pe acolo, 21:8. Copilul s-a făcut mare și a fost înțercat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțercat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul care născuse lui Avram egiptean ca Agar. Și ce s-a întâmplat? A spus, izgonește-l, Avram s-a necăjit, cum s-a terminat ospățul? Ca orice alt ospăț. Pentru că au fost acești oameni firești participanți. Domnul Iisus era acuzat în vremea lui, citim în Luca 5:29-32, Levi a făcut un ospăț mare la el acasă, Matei, și o mulțime de vame și de alți oaspeți se deau la masă cu el. Farisei și cărturarii cărteau și ziceau, pentru ce mănâncă și beți împreună cu vame și cu păcătoși? Și la nunta din Cana, Domnul Iisus s-a dus. Cum se împacă acestea cu ospețele care noi le condamnăm până acum? Apostolul Pavel spune, când este vorba de a mânca într-un templu cu idol, și pentru mine un idol este tot una cu nimic, dar pentru voi poate fi ceva dăunător. Domnul Iisus a avut anumită chemare și menire din partea lui Dumnezeu. Și la nunta din Cana, când a participat, cu ce s-a finalizat nunta? S-a finalizat cu schimbarea apei în vin și cu o minune. Domnul Iisus a avut puterea în asemenea situații să țină, am putea spune, în spate toată situația sub control, să țină în mână toată situația și să-i dea o turnură binecuvântată. Un frate a trecut în zona Olteniei și era o nuntă și a spus, ăștia trebuie evangelizați puțin. A intrat în nuntă și a spus, vreau să dau un cadou la mireasă dacă mă lăsați să-i țin o cuvântare de 15 minute. Și a dat un cadou la mireasă și l-a ținut o predică. Știți cum spunea cineva? Ce, fraților, ce nu vă pot ține toată noaptea la predică, că mă tem că adormiți ca și Eutih, la care unul din sală a spus, da, tu poți predica ca Pavel o noapte întreagă. Deci trebuie să ne gândim la ce putea Domnul Iisus să facă și la ce putem noi. La ce putea Pavel și la ce putem noi. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar câte sunt de folos, câte pun stăpânire, câte sau nimic. Trebuie să avem noi dreptul la ele. Domnul Iisus nu a indicat astfel de ospețe. Și el ce fel de ospețe a indicat? Voi chemați la masă pe cine? Pe cei săraci, care n-au cu ce să vă răsplătească și ei. Deci sunt situații în Biblie care nu pot fi luate ca și model. Uitați, de exemplu, Ioan Botezătorul a venit pe o altă structură, pe o situație de abstinență.
Domnul Iisus a încercat toate variantele posibile. Amintiți-vă și la vindecări. El îi vindeca în toate modurile. Dar el avea puterea să facă lucrurile acestea. Noi autorizăm pe cineva să meargă la un ospăț, dacă este în stare să ține toată situația sub control și să-i întoarcă acolo și să-i mântuiască. Să schimbe vinul și să le facă un suc din el și apoi să le țină o predică. Putem noi să facem așa ceva? Deci trebuie să uităm la puterile noastre, să înțelegem chemarea și rolul fiecăruia în orice situație. Geneza 28, se pare că Iacov nu era omul așa pornit pe mâncare. Dacă era așa pornit pe carne, făcea vreun contract cu frate, să fie atent. Eu fac mâncarea acasă, felul întâi, pregătesc ciorba și tu vii cu felul doi, cu friptură, da? Atunci când au venit fără friptură, îi se pare că n-aveau contract și au cerut acea ciorbă de linte. Se pare că i-a mulțumit cu o mâncare mai slăbuță. Am putea să spunem și ca atare când a fugit în Geneza 28:20, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Câți dintre noi mai țin la rugăciunea Tatăl nostru? Doamne, dăm pâinea aceea de toate zilele, dar Doamne, nu uita și de felul 2 și vezi acum, Doamne, felul 3 că sunt sărbătorile. Așa spune Tatăl nostru. Așa spune un Tatăl nostru firesc. Uitați, diavolul vrea să-i satisfacă pe oameni aici pe pământ. Și nu numai atât. Mai fac o paranteză. Chiar timpul cât îl cheltuim noi cu mâncarea. Cheltuim un timp cu mâncarea inutil de multe ori. Și dacă vezi chiar din punct de vedere nutritiv, nu este mai bogat un sortiment care este nu știu cât de complicat decât ar fi acel aliment natural. Numai diavolul reușește să ne complice, să ne facă tot felul de combinații de gusturi, să ne ocupe timpul. Un alt exemplu, amintit în parte deja, Daniel, capitolul 1, versetul 13 și 15. El singur a avut posibilitatea să-și dicteze meniul. Ce a spus îngrijitorului? Auzi, nouă nu ne dă carne, nouă dă-ne așa ceva. Care a fost rezultatul? Dumnezeu i-a binecuvântat, au reușit să păstreze niște tineri ca atare la locul lor. Am fi putut să luăm astăzi beția împreună cu îmbuibările, dar vrem să le punctăm pe fiecare la rândul lor. Astea fac masă comună. Se ajută, cum spunea cineva, ca frigul cu zăpada. Dar dea Domnul atât de una, cât de și cealaltă să ne scăpăm. Pentru că una cere pe cealaltă și cealaltă o cere pe cea din tâi. Un alt exemplu, Ioan Botezătorul, în Matei 3:4, a fost cel mai mare dintre pământeni. Cu ce se hrănea el? El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Dar noi ne plictisim ca și evrei în pustie, da? Auzi, dragă, poate să spunem soției, da, toată săptămâna sau două zile, bășieri, am mâncat tot meniul ăsta. Dar evreii 40 zile nu le-au schimbat meniul, rețeta de la bucătărie. De câte ori citea pe ușă, azi același meniu, mâine același meniu. Luam botezătorul la fel, putea spune să stăm în pustie, Doamne, dar vezi câte lucrare fac eu, aici îmi trebuie o porție mai aparte. Nu, acesta este voia Dumnezeu. Uitați, spune Pavel, când sunt slab, atunci sunt tari. Și asta e valabil și din punct de vedere trupește de multe ori. Am fost într-o biserică în Moldova și frații au avut o zi de mulțumire. A fost program de dimineața de la 9 până la 1, o pauză de 10 minute, de la 1 la 5, la 5 o pauză de 10 minute și de la 5 până la 8 seara slujbă iară. S-a stat în casa Domnului, n-a fost vorba de foame. Am înțeles cum cei în pustie 3 zile, plan spiritual, nu i-a pus problema. Doar în final, când din nou plecat către casă, cu grijurile vieții, atunci vor avea nevoie de o alimentație. Dar Domnul le-a dat un singur fel de mâncare și a spus, mergi în pace. Trist, spunea un frate care mai mergea în misiune, ce uneori, zice, sunt pus în postura să mănânc sau o ciorbă lungă a fraților. Probabil făcea parte din cei de Iuda, care se îndoapădea binele și dacă nu e un meniu frumos, atunci nu-i bine. Spunea un frate ce a fost în zona bisericii în perioada Paștelor și a stat o săptămână și n-am mâncat miel deloc, dar ce bine m-am simțit, zice. Și am mâncat din mielul cel de sus și a fost mult mai bine. Un alt exemplu, în Noul Testament, Pavel scrie în Filipeni, capitolul 4, versetul 11 la 13. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Spunea un frate și m-am sus Statele Unite și a zis, băi, voi sunteți înfometați în România, mă, mâncă-mă că stai aici tristă mâini. Da? Și n-am gustat nicio prăjitură, ci ca să le dovedesc că nu dintr-o mâncare am venit aici. Și că avem și noi ce să mâncăm, avem și noi pâine așa de toate zilele. Acest Pavel a înțeles, nu înseamnă că dacă ne ducem și cineva are o masă specială, dar nu cu știrea noastră, spune, vezi, pregătește ceva, că venim. Ce este? Aceea mâncăm.
Știm să mâncăm și mai mult, știm să mâncăm și mai puțin. Nu ne facem probleme pe tema aceasta. Ne gândim în jur dacă alții au, să înțelegem și să ne gândim și la ei. Și mai amintim un verset din Proverbe 15:15, că au și alții ospăți, numai că diferă meniurile. Proverbe 15:15, toate zilele cele norocii sunt reale, inclusiv cele de la ospăți. Dar cel cu inima mulțumită are un ospăț, că suntem cu inima mulțumită. Și dacă știți să mulțumești Domnului și după o cană de apă rece, altul va spune, nu-i mulțumit nici cu suc, nici cu știu eu ce spune, nu-i original, e ceva mai de... Spunea un frate, apropo de mulțumire, zic că o misiune i-a dus la unul o mașină, știi? În numele Domnului, de gratis, duce în curte și uite frate, ia cheile și acum să folosești în lucrare. Și se învârte soția pe lângă mașină și se freacă pe barbă și... Da, Husen are? Așa este omul care e nemulțumit. Omul care nu-i mulțumit oricât i-ai da. Și care e mulțumit pentru o coajă de pâine, pentru o cană de cei, știe să mulțumească, se simte bine, el e ca la ospăț. Sunt admise în Vechiul Testament, avem anumite sărbători cu caracter sfânt. Dar în acele sărbători, când se adunau de 3 ori pe an, ce era pe loc întâi? De exemplu, sărbătoarea azimilor la Paști. Era un meniu special? Nu, verdețuri amare, azimi. Pe locul întâi era partea spirituală. La sărbătoarea corturilor puteau să se bucure, dar să se bucure și săraci, și tot atunci era ziua ispășirii, când ei să se recunoască înaintea Domnului. O sărbătoare fără pocăință, fără Dumnezeu, sunt acele sărbători despre care scris în Isaia și în Amos. Nu vreau să le mai văd. Nu pot să văd unită sărbătoarea cu nelejuirea. Au fost, de exemplu, sărbătoarea Purim în Cartea Esterei, capitolul 9. Când ei s-au bucurat de biruința pe care a dat-o Dumnezeu și au trimis și fraților lor și a fost bucurie. Dar noi, Noul Testament, mai mult, putem să avem mesele noastre de dragoste, dar să fim mulțumiți. Și elementul esențial, primordial, este bucuria în Dumnezeu. Este lucrarea sfântă. Dacă ne adunăm, am văzut trist uneori și la nunți, vin așa scurt tinerii la biserică, numai pentru rugăciune, nu știu dacă o dă Dumnezeu. Și unii merg direct numai la masă. Deci pentru ei nunta n-are de face decât cu tovarășul stomac. Inima e absentă. Așa, așa am ajuns. În astfel de oameni slujesc pântecilor, Dumnezeul lor este pântecile, efectiv. Nu un Dumnezeu al Spiritului, al Duhului. Aceste mese de dragoste au și ele rolul lor, dar fără să abuzăm, pentru un alt ospăț și o altă nuntă în ceruri. Și finalizăm cu 2 versete despre starea de îmbuibare sau starea de înfrânare și abstinență și mâncare doar la vreme și cu măsură. Spunea Domnul Iisus în Luca, capitolul 21, versetul 34, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile, vedeți? Când stomacul e plin, trage și inima la vale. Nu cumva să se îngreuneze inimile, cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorări vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Citim, în ce privește potopul în Evanghelie, că mâncau, beau și n-au știut, n-au știut când vine potopul. Belșațar a știut că vin medopercii peste ei? Nu a știut nimic, eu fălă o spăț la chef. Omul nu știe nimic, este ignorant când este în această stare. Și în Psalmul 141, versetul 4, omul Dumnezeu se ruga și spunea în această privință, nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac rău și să nu mănânc din ospețele lor. Și ce am citit textul din 1 Petru 4? De aceea se miră că nu mă alergați împreună cu ei. De aceea un creștin n-are ce căuta la o nuntă din afară, n-are ce căuta la un banchet, la o astfel de festivitate. Nu este locul lui. Acolo este locul unde este o domnie a trupului și a diavolului. Și Dumnezeu nu participă la așa ceva. Ieremia spune în cartea sa, am stat la o parte și nu am participat la asemenea lucruri. Finalul va fi că nu vom ști când vine Domnul, vom ajunge nepăsători din punct de vedere spiritual și vom pierde contactul cu adevărata realitate a lucrurilor și vom trăi doar pentru pântecul acesta. Și finalul va fi, așternut de vier vei avea. Și sănătatea este deteriorată de multe ori și medicii, atunci când ai o condiție medicală mai slăbuță, îți indică ce? Un regim, chiar dacă îți spune în anumite situații să mănânci mai bine că e slăbit, dar nu orice ce și orice cum. Finalul înfrânării poftilor este un altul. Spunea Domnul Iisus în Luca 6:21, ferice de voi care sunteți flămânzi acum. Este și o flămânzire după neprihănire, dar se pare că e combinată și cu această foame trupească.
pentru că voi veți fi săturați, pentru că citim în versetul 24, dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea, vai de voi care sunteți sătui acum, bogați în primul rând de sătui, pentru că voi veți flămânzi și au mâncat astăzi porția și mâine nu vor avea, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și veți tângui, vai de voi când oamenii vor grăi de bine. Există o fericire pentru cei flămânzi pe care o va împlini Dumnezeu în ziua aceea. Citim în cartea profetului Isaia, capitolul 25. Știți, dacă te cheamă cineva și ai mâncat, să zicem, la amiază, și un altul te cheamă pe la ora 4, spune, hai la un ospăț, păi mă, o fi, da, un stomac am, mâncai de o oră și sătul. Dacă venirea Domnului ne va prinde așa îmbuibați când o să ne cheme Domnul ospățului, oamenii nu se fie deja sătui, nici nu o să realizeze că îi cheamă. Dar venirea Domnului trebuie să ne prindă așa puțin mai flămânzi, așa sensibil, să auzim sunetul când ne cheamă la masă. Da, copiii sătui nu o să fie atenți că mama strigă să meargă la bucătărie. Dar dacă sunt puțin mai flămânzi, așa o așteaptă pe mama. Citim în Isaia 25:6, Domnul oștirilor pregătește tuturor poporul pe muntele acestea un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acelea înlătură măhrama și nimicește moartea pe vecii. Dumnezeu ne va sătura în ziua aceea de tot ceea ce avem noi nevoie. Spunea un frate, era bolnav la Cluj, Dumnezeu l-a vindecat și ce n-am avut vedenie toată viața. Și dar acum, în timp ce ne rugam, am avut o vedenie. Zic, ce ai văzut? Și am văzut firuri de mese lungi, pline cu oameni. Și a trecut un om îmbrăcat în alb, un cal alb între ei și a întrebat, duce cineva lipsă de ceva? Cine ce mai vrea la această masă și nu are? Și n-a trebuit condică cu mofturi. A spus, toată lumea are din plin tot ce îi trebuie. La acea masă ne așteaptă Dumnezeu pe noi. Dar aici suntem într-o condiție de om bolnav, care trebuie însănătoșit spiritual. Și ca să-ți vindeci inima, nu-ți îngreuna stomacul, că nu se vindecă așa. Dumnezeu se ocupă de sufletul nostru, de trupul nostru, chiar. Și de aceea trebuie să fim atenți în ce privește regimul alimentar, să nu deraiem în pofte nesăbuite, să nu deraiem în nemulțumiri, ci să ne păstrăm trupul într-o condiție de templu al Duhului Sfânt. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.